tinerii, mai ales tinerii studioși, pentru care lumea este astăzi deschisă. Am pregătit, după ce se va consuma acest moment aici, un documentar care privește Anul European al Limbilor. Dar momentul de aici este dedicat unei bune colaborări care se conturează deja cam de 2 ani între instituția noastră și Ambasada Statelor Unite. Îmi pare bine să avem aici reprezentanți de la Ambasada Statelor Unite, doamna Patricia Gai, care este, dacă am înțeles bine, corespondent de presă, consilier de presă și cultură. Și cultură. Șeful biroului presă și cultură. Șeful biroului presă și cultură. Și doamna Monica Drăgan, care este, ca să spun așa, legătura noastră deja într-un climat de prietenie, mi-aș permite să spun, cu bunăvoința dumneavoastră, și datorită acestei colaborări noi am primit anul trecut o sumă importantă, $5,000, cu care am putut achiziționa, nu? Trei, scuze. Așa, fac o previziune. $3,000 cu care am achiziționat o serie de cărți privind cultura și civilizația americană, literatură și tot ceea ce am considerat noi că este necesar să vă punem la dispoziție dumneavoastră, elevilor, studenților, dar și profesorilor care vă îndrumă. Apoi am primit și o donație de carte pe care Dragoș ne va prezenta astăzi, deci câteva dintre cărțile donate, dar și cele achiziționate cu banii despre care am vorbit. Se cuvine să mulțumim oaspeților noștri, Ambasadei Statelor Unite, pentru acest interes manifestat față de instituțiile noastre, de biblioteci, vorbesc în general, noi nu suntem singura bibliotecă care colaborează nu cu Ambasada Statelor Unite, dar ne bucurăm că am intrat și noi în acest cerc al instituțiilor și prin noi, de fapt, dumneavoastră, care sunteți beneficiarii tuturor activităților și lucrurilor pe care noi ne străduim să le facem aici. Aș vrea să mai remarc faptul că din proiectul nostru european, Europe Direct, am reușit anul acesta să montăm 8 posturi individuale de studiu al limbilor străine, cele 8 posturi pe care le vedeți acolo, cu căști de audiție, dar și cu un pupitru de lucru pe care o să-l gestioneze Dragoș, dar și profesorii dumneavoastră, care sperăm să manifeste interes pentru acest studiu în bibliotecă. Acum, înainte de a o invita pe doamna la cuvânt, am înțeles că voi, tinerii, admiratori ai culturii americane, cu tendința poate de a merge să studiați dincolo de ocean, ați pregătit o surpriză, vă rog. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed as the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there.
biblioteca noastră a inițiat și o amplă acțiune, mi-aș permite să o numesc așa, de învățare și practicare a imnului României. Iată un gest de interculturalitate și de largă respirație. Bănuiesc că aici colaboratorii noștri de la Corpul Păcii au avut un rol important. Așadar, vă rog, doamnă Ghei, să... Bună dimineața, stimați invitați. Guten Morgen. Dobro ranko. Dobro jutro. Bonjour. Good morning. Well, that represents the extent of my foreign language capabilities on this European Day of Languages. I hope you will allow me to deliver the remainder of my remarks in English. When it comes to foreign languages, I have been blessed. I grew up learning German from my mother. And when I became a diplomat, to my delight, I discovered that the government actually pays me to learn the foreign languages that are necessary for me to perform my job effectively. That's how I learned Russian and Ukrainian, and most recently, Romanian. And now, if my math is right, I could be off several percentage points, these languages represent a mere 0.1% of the more than 6,000 languages spoken by the world's 6 billion inhabitants. Now that should give you an idea about the richness of world languages. And many of these languages are on the way to extinction because they're spoken by only very few people. And I believe that language diversity is as important as biodiversity for our planet, which is why I welcome your celebration today in honor of European languages. My government is willing to pay me to study foreign languages because it realizes that what I'm sure you already gathered here know. Learning a foreign language is the gateway to understanding a culture. It is the genie in the bottle that will help you start conversations with strangers and make friends. As we know, each language has its own way of seeing the world, and it is the product of its own particular history. This is very important in today's interconnected, multicultural world, and it is important for you as it is for diplomats. We believe that if you understand our language, you can better understand America, our values, and our culture. And that's why we place a premium on providing teachers of English the most up-to-date tools and study methods for them to teach English. And that is why we support American studies programs at universities. And it is also why we were pleased to be able to provide the Volusia County Library with a grant to enrich its collection of American resources in the fields of literature, language, culture, and other humanities. We are thrilled that the more than 12,000 patrons of the library will now have access to this valuable collection of books and CD-ROMs that will contribute to a better understanding of American culture. And I hope also that it will bring more patrons to the library. For many, learning a new language is a real challenge. And I can attest that it doesn't get any easier as you get older in years. But the struggle is worth it to me, especially when I recognize how a word from one language has been blended into another, as when I recognize some Slavic and French roots in words as I'm trying to improve my Romanian vocabulary. Languages have families too, and they intermarry just like people. And the result in both cases is a richer, more diverse, and beautiful world. Mulțumesc! Spasiba, merci, and thank you. O întrebare pentru învățarea limbilor mai bună decât atât, nu cred că ar putea să existe. Aveți
pentru intervenție, pentru noi. Eu aș vrea să vă mulțumesc pentru această invitație. Suntem bucuroși să vedem că colecția dumneavoastră se va îmbogăți cu atât de multe resurse americane. Sper că vom colabora în continuare și că ne veți invita poate și la alte evenimente pe care intenționați să le organizați cu profesorii de limba engleză, cu studenții, cu elevii. Noi suntem gata să invităm diplomații americani la astfel de evenimente și să constatăm că vă sunt de folos toate aceste resurse. Într-adevăr, ambasada americană sprijină bibliotecile și asta pentru că accesul la informație înseamnă mult pentru sau este foarte importantă pentru dezvoltarea unei societăți democratice și ambasada sprijină atât cât se poate asemenea proiecte cu bibliotecile. Mulțumim foarte, foarte mult! Și noi vă mulțumim și este foarte motivant pentru noi. Ne vom strădui să fim cât mai activ posibil. Vom introduce poate în sistemul acesta de colaborare și câteva biblioteci din teritoriu, pentru că avem o serie de biblioteci care au avansat foarte frumos cu comunități locale bine dezvoltate și care marșează la asemenea idei. Vă mulțumesc foarte mult și acum să-l invităm pe Dragoș să ne prezinte câteva din cărțile minunate pe care le-am primit, chiar aproape de ele, da? Și vă rugăm să luați loc. Este vorba de un sprijin care a venit în două etape din partea ambasadei Statele Unite. Prima dată a fost vorba de o donație de carte, după care este grantul, acest sprijin financiar efectiv, de 3.000 de dolari. Un grant foarte important pentru noi, pentru că noi am avut posibilitatea să alegem noi cărțile și atunci am putut alege ce cărți ne sunt nouă foarte necesare în secția de carte în limbi străine. Îmi pare bine că sunt aici mulți studenți și elevi, pentru că în primul rând, lor li se adresează aceste cărți. Și aici e un loc foarte restrâns și am luat doar câteva din cărțile care au fost achiziționate sau donate. În primul rând, este vorba de opere foarte cunoscute ale literaturii americane, să mai spunem de Ernest Hemingway sau The Catcher in the Rye, The Salinger, cărți care ne lipseau din fondul de carte. Bineînțeles că ne-am gândit că aceste cărți să se adreseze atât celor care încep să învețe limba engleză, cât și cei care cunosc deja limba engleză. Și atunci am achiziționat în acest grant cărți de învățare a limbii engleze. Foarte important că aceste cărți sunt venite cu CD-ROM, putând fi utilizate pe calculatoare existente în secție, sau și mai important, pentru că tot inaugurăm în această zi cele 8 posturi de învățare a limbilor străine, acestea putând fi folosite în cursuri pe care o să le organizăm prin Biblioteca Județeană împreună cu prietenii noștri care sunt de aici de față, de la Peace Corps, David și Veronica, să putem înființa împreună poate un club al adolescenților în care pe lângă aceste activități de învățare a limbilor străine, vorbesc limbi străine pentru că nu este vorba numai și numai de limba engleză. Acum, sigur, este vorba de donația de carte în limba de la Centrul Cultural American, Ambasada Statelor Unite. E vorba de cărți de învățare a limbii engleze, pornind de la cele de bază până la avansați. Pentru studenți am achiziționat o enciclopedie de literatură americană, în 4 volume, precum și enciclopedie de lingvistică, de asemenea, în 4 volume. Mai există antologii, e vorba de antologii complete, volume complete de antologie de literatură engleză și americană, precum și cărți
ediții prescurtate pentru, să zicem, pentru